Domnișoarelor, domnilor, lansăm acum în standul editurii Humanitas, în standul grupului Humanitas, de la această ediție a târgului de carte Gaudeamus, un scriitor de asemenea iubit în România. Spun de asemenea pentru că acum câteva momente am terminat lansarea romanului Brisbane de Evgeni Vodolaski, scriitor rus, care și el este foarte iubit aici. Scriitorul nostru este Eșcol Nebo, iar romanul pe care îl lansăm se intitulează Simetria dorințelor și a fost tradus din ebraică de Ioana Petridan. Invitatele mele de la această lansare sunt doamna Tania Berg Rafaeli, de la Ambasada Israelului. Alături de domnia sa, în stânga, se află Ioana Petridan, traducătoare binecunoscută, emerită a literaturii israeliene contemporane, iar alături de mine se află profesor dr. Matei Axilciuc, de la Facultatea de Limbi Străine din Universitatea București. Deci, Eșcol Nebo a fost publicat în colecția Raft de Misei pentru prima oară cu romanul Trei etaje anul trecut, în traducerea excelentă a aceleiași Ioana Petridan. A fost la lansare aici, a avut mare succes, iar în momentul de față, volumul Trei etaje este în curs de ecranizare în Italia, având semnătura unui regizor celebru, Nino Moretti. Romanul pe care îl lansăm astăzi, Simetria dorințelor, este un roman care s-a bucurat de mai multe premii, atât naționale cât și internaționale. A luat un mare premiu în Italia, un alt mare premiu în Austria. Permiteți-mi ca, pentru început, să-i dau cuvântul doamnei Tania Berg Rafaeli, care ne va vorbi în limba engleză.